momentul în care să intrăm cu niște decizii foarte clare care vor fi prin proiecte de hotărâri, să fie informați. Îmi place să lucrez așa, pentru că mi se pare normal ca domnii consilieri locali să fie informați de anumite mici probleme sau anumite implicații financiare pe care trebuie să le facem sau am putea să le facem în contextul în care se adoptă proiectele de hotărâri și nu să punem, în 5 zile nu se poate studia problema pe care intenționez să o fac. Și știți bine că nu este prima oară când fac lucrul ăsta. Vor avea o mapă, vom discuta, cu tot respectul dumneavoastră. Dumneavoastră știți foarte bine că la un moment dat, prin ședință de Consiliu, se mai fac și declarații politice. Ori pe mine nu mă interesează asta. Mie mă interesează să avem o discuție foarte clară pe ceea ce înseamnă termie, repet, ca să fie clar, fără vreo problemă legată de a încălzi orașul în acest sezon. Subvenția va fi asigurată? Practic există bani în bugetul local în acest moment? Am terminat anul și vă dați seama că există, nu avem niciun fel de problemă în sensul ăsta și evident, mai întâi pe o 12 în primele luni până se va vota bugetul anului 2022, după care dacă se creează posibilitatea de subvenție, va fi prevedere bugetară pe asta. Ca să fie clar pentru toți ploieștenii, atâta vreme cât putem să susținem subvenționat prețul pentru populație, vom face lucrul ăsta. Așteptăm să vedem care este decizia, probabil că va fi o ordonanță în sensul ăsta. Informația mea este că va fi și pentru anul 2000, sezonul de iarnă 2022-2023. În acest context și propunerile bugetare vor fi de maniera în care să susținem subvenția. Doar o să vă rog să luați act de faptul că real și avizat de ANRE, în momentul ăsta prețul de producție s-a dus de la vreo 440 până la vreo 650 și va fi o discuție în sensul ăsta. Cu toții știm că s-a mărit foarte mult combustibilul și tot ce înseamnă lucrul ăsta, pe lângă faptul că s-a mărit, există și o problemă în a-l achiziționa. Dar clar și răspicat nu avem o problemă în acest sezon, clar și răspicat plătim 220 de lei, da? Populația plătește 220 de lei și clar și răspicat atâta vreme cât conduc această administrație și sunt convins și evident cu asentimentul domnilor consilieri locali, vom acorda subvenție pentru că a te încălzi în casă nu e un moft, ci e o chestiune de confort simplu și logic într-un oraș european.